Dacă și tu ești o persoană care îi se zice adesea că banii n-aduc fericirea, rămâi până la final pentru a afla adevărul. Ei bine, aceste două vorbe, banii n-aduc fericirea, banii sunt ochiul dracului și banii te ajută, te scapă, te salvează, sunt buni, sunt doi termeni care se bat cap în cap și sunt amândoi în esență adevărați. Dar cine are dreptate? În ce context sunt buni? În ce context sunt răi? Când sunt ei buni? Când sunt ei răi? De ce avem nevoie? Când avem și când avem? Toate astea le aflăm chiar. Într-adevăr, banii sunt buni. Avem nevoie. Pentru asta muncim, pentru asta alergăm, pentru asta ne împrumutăm. Pentru nevoile noastre de bază. Haine, mâncare, soale, veșminte, acoperiș deasupra capului, să ne plătim toate cele, să ne facem mofturile, să ne plimbăm etc. Când ai o familie, da, e bine să ai bani ca să te plimbi, să te distrezi, să plătești la școală, la copil, să plătești datorii, să plătești cheltuielile etc. Da, în cazul de față, banii sunt buni, chiar avem nevoie de ei. Plus că poate vrei să-ți iei tu ceva, una alta, să ai o vacanță, să fii independent financiar. Bine, asta nu te va scuti de probleme. Dar da, banii sunt foarte buni, e bine să-i ai. Și într-un număr cât mai mare. Dar nu trebuie să-i lași să te strice, să te controleze ei pe tine. De aici depinde în ce context te afli. Dacă ai muncit din greu pentru ei și ai învățat să-i prețuiești, atunci da, nu te vei strica. Dar dacă ai o moștenire sau primești de pomană sau primești de la oricine, atunci da, te vei strica pentru că nu vei învăța să apreciezi adevărata lor valoare. Contează de la cine i-ai și în ce context îi ai și ai primit. Dacă ai moștenire sau primești de la părinți, clar, clar, te vei strica. Pentru că nu vei ști să-i apreciezi. De-aia trebuie să muncești, să te chinui pentru ei, ca să înveți să-i prețuiești cu adevărat. Mai mult de atât, când sunt ei ochiul dracului? Când nu sunt ei buni? Când fac rău? Ei bine, banii sunt și ochiul dracului, dar în ce context? Într-o căsnicie, dacă contează mai mult banii, sau se vorbește foarte mult de bani, sau se fac scandaluri din cauza banilor, atunci da, se pot distruge chiar și căsnicii din cauza asta. Că nu sunt destui bani, că nu sunt destui lucruri materiale, etc. Da, se pot distruge și aici. Dacă relația ta cu cineva se bazează doar pe bani, la fel, același context. Aici clar nu aduc fericirea. Însă dacă ești genul care umblă foarte mult, se distrează, cheltuie bani, sparge bani la greu, atunci clar ești o persoană materialistă și care practic nu muncește deloc, stă pe lefăi mare altora, și o persoană materialistă și în cazul tău o cheltuială ar fi, cum să spun, pe plan material bun, pe plan sentimental, un coșmar. Atenție la astfel de persoane. Pentru ele poate vor conta banii și contează până la un anumit punct, dar dacă banii ajung să ia locul comunicării, relaționării, sentimentelor, de orice natură, părintească, familiară, cuplească, de prietenie, de amiciție, de orice, dacă tu ajungi să vezi totul prin prisma banilor, automat ești o persoană materialistă care nu va avea relații prea bune. Să spunem, oricâți bani va cheltui, nu va găsi niciodată acea fericire. Pentru că fericirea, timpul, sănătatea și adevărații prieteni sunt lucruri care nu se cumpără cu bani. Iar lucrurile pe care le ai, dacă le ai de pe urma banilor, să zicem, ai prieteni sau nu lucruri materiale, lucruri materiale sau relații și așa mai departe, toate sunt pe interes, toți își urmăresc interesul să câștige de pe urma ta. Nu sunt adevărați prieteni. Dacă tu vei rămâne fără bani, ei te vor lăsa. Sunt prieteni falși, cum s-ar spune. Ai nevoie de bani pentru a-ți asigura traiul, familia, dar când dăm în chestii care nu sunt contra cost, ca să zic așa, sănătate, bani, timp, fericire, familie,
dacă toate astea, în toate astea, în contextele astea ajung banii să se discute despre ei, să fie problema lor, atunci și sigur că vor apărea certuri, vor apărea discuții și în cele din urmă relațiile respective și situațiile respective vor începe să șubrezească și în cele din urmă să se destrame. Uită-te și tu cât de simple pot fi lucrurile. În cazul de față, da, banii sunt ochiul dracului, pentru că banii te pot schimba, îți pot lua mințile. Dacă nu muncești pentru ei, dacă muncești pentru ei, să începi să câștigi treptat în număr cât mai mare, atunci da, să ai venituri, să ai cheltuieli, ăsta este balanța, ăsta este ciclul, ăsta este echilibru. Să câștigi mult, dar să ai și o parte de cheltuieli și de muncă și sustenabilitate în parte. Bineînțeles, la pachet cu problemele, adică fiecare evoluție aduce la pachet și o problemă, sau mai multe. Problemele sunt făcute pentru a nu te lăsa să o iei razna, să te haladești din cauza banilor. Atunci când ai mulți bani, dar nu ai probleme în spate, risc să te haladești, să te crezi așa zis mari și tari, dar să fii un biet amărât, un biet suflet, care caută și lor goliu în lucruri materiale, dar care în esență cineva care este mai învățat și mai îndoctrinat ca el, chiar dacă nu este extrem de bogat, îl poate face din două, trei vorbe. Asta înseamnă în esență banul și omul. Poți să ai cât de mulți bani vrei, nu-ți vor cumpăra sănătatea, timpul și fericirea. Dacă ești genul care a muncit și muncește din greu pentru a lua ceea ce își dorește, nu contează ce, și pentru a investi în continuare, atunci da, cu siguranță banii îți vor aduce fericirea, te vor face să fii lângă familie, îți vor da timp pentru că ai pus banii să muncească pentru tine, ai investit, ceea ce înseamnă că după ce ai făcut și munca necesară, ai ajuns pe profit, drept urmare ai câștigat timp pe care îl poți petrece cu familia ta, vei avea și profituri de pe urma asta, adică vei câștiga și poți petrece timp de calitate alături de familie ca om, pentru că tu ai câștigat în mod cinstit, cu o muncă și, bineînțeles, să ajungem la zicala după faptă sau după muncă și răsplată. Uită-te și tu cât de simple pot fi lucrurile. Dar dacă nu muncești, aștepți pomană de la stat, de la altcineva și problema banilor ajunge să fie mereu subiect de scandal, în loc să vă încurajați, adică banii practic iau locul comunicării, încurajării, vorbelor bune, atunci clar situația de prietenie, de amiciție și chiar de familie este extrem de șubrezită și se va destrăma. Încearcă pe cât posibil să te motivezi. Persoanele de lângă tine, fie că-i familie, fie că-i prieteni. Spune-le, bă, nu mai vreau să vorbesc despre bani, lasă, banii vin și se duc, bani o să facem toată viața și o să facem la greu. Dar nu știu, o încurajare, o motivare să fac bani. Dacă nu te încurajează, înseamnă că nu e omul potrivit lângă tine. Sau dacă e un membru al familiei, înseamnă că trebuie să rărești discuțiile. Eu vorbesc din experiență proprie. Chiar și cu părinții mei am răcit discuțiile. Pentru că nu am fost încurajat, motivat atunci când aveam nevoie, o zi cât se poate de direct. Totul s-a rezumat la bani. Bani am făcut. Bani am primit. Dar ceea ce mi-a lipsit cu adevărat, pentru că practic aceste lucruri, încurajarea de cei dragi, motivarea, susținerea morală, să o simți, să știi că vine din sufletul lor și că iau încredere în tine, este înzecit mai puternică și îți poate da energia și propulsarea de care ai nevoie ca să te ridici, să faci cu ambiție, să-ți duci pasiunile până la capăt, să te ridici și să faci banii de care ai nevoie. Prin puterea asta interioară, tu poți declanșa la exterior acea putere care pe tine, moral, te va ridica și te va ajuta să faci banii pe care îi vrei. Cam asta ar fi în esență. Aici sunt buni banii, în situațiile astea și în situațiile celelalte nu. Sunt buni pentru distracții, buni pentru investiții, buni pentru cheltuieli, dar nu să țină locul de relații, nu să țină locul de fericire. Crede-mă, decât să spui iubita, weekendul ăsta mergem în Hawaii, Hollywood, Ibiza. Mai bine să spui, draga mea, chiar dacă am sau nu bani, prefer să mergem să ne plimbăm, să mergem să mâncăm ceva, etc., practic să fim fericiți unul lângă celălalt, că ne-am întâlnit,
că ne-am cunoscut, să ne bucurăm de ceea ce banii ne pot aduce. Îi avem. Dacă avem nevoie de ceva, dacă vrem să mergem undeva, îi avem. Dar nu trebuie să-i lăsăm să ne ia fericirea. Nu trebuie confundat banul cu emoționalul. Poți fi bogat, fiind bogat financiar, la portofel, sau poți fi bogat sufletește. Din punctul meu de vedere, un om care este bogat aici este înzecit mai bun și valorează înzecit mai mult decât un om care e bogat aici. Sau aici. Cred că acum înțelegeți la ce mă refer. Care este adevărata valoarea omului. Adevărații oameni de lângă tine vor fi cei care, deși au bani sau nu, vor fi cei care vor fi capabili și din sărăcia lor să fie lângă tine, să te sprijine moral când tu ești decăzut, sau să te ajute cât uși de puțin. Mă uite, vii la mine, m-a ajuns cu ceva, te plătesc? Da, așa da. Ăia sunt oameni de valoare, indiferent cine vor fi sau de vârstă. Atunci banii, în situațiile date, când îi muncești și îi ajuți pe alții și ei te răsplătesc, atunci cu adevărat banii aduc fericirea. Sau când îți ajuți familia, sau când umblați, vă distrați, nu ai datorii, îți faci investiții, îți rezolvi treburile, îți plătești datoriile, ți-o mașină, ți-o casă, atunci banii aduc fericirea. Dar în momentul când te folosești cu idei pentru a genera relații, pentru că aici pot apărea complicații, prieteni falși, prieteni adevărați, prieteni sentimentali sau prieteni materiali, atunci da, sunt ochiul dracului, chiar și în familie, cum am zis. Dacă nu mai ești încurajat, dacă nu mai ești, mai sunt părinții lângă tine și mai departe, sau chiar copiii, înseamnă că ei au o nevoie materială. Ce poți face tu ca părinte dacă ai un copil care vrea numai lucruri materiale și mai de asta vorbește? Să-l pui la muncă. Pune la muncă ca să învețe să aprecieze valoarea banului. Nu vrea să muncească, atunci să stea și să sufere, pentru că va da din persoană în persoană. Până își va învăța lecția, până se va lovi la un dat cu capul de tavan. Până atunci, lasă-l liber. Dar spune că dacă va vrea bani, să pună una să muncească. Dacă nu vrea, nu ai ce să fie. Sau cunoști genul de persoane care cred că prin muncă s-au realizat, dar văd totul din perspectiva banilor, vezi ce fel de persoane sunt. Sunt și persoane care te încurajează, care sunt lângă tine, care te sfătuiesc, care te învață, sau care și îți îmblăbădesc creierii că să faci bani, că banii nu contează, că foarte mult să te realizezi. Da, contează și realizarea pe plan material, dar contează foarte mult ce oameni ai lângă tine. Pentru că da, va fi nevoie de bani și clar în timpul nostru e nevoie de bani, că pentru ei muncim. Dacă îți va fi ție bine financiar, automat le va fi și celor din jur, atunci când au nevoie. Familie, casă, plăți, datorii, rate, etc. Da. În momentul când încerci și ții toată familia doar în aur și în bani și în distracții și în astea, cum vor mai învăța ei adevăratele valori ale vieții? Adevăratele lucruri care nu se cumpără cu banii. Ca fi bogat nu înseamnă să te duci, să te distrezi, să iei obiecte de aur și mai departe. A fi bogat înseamnă să ai timp, sănătate, fericire, familie și pe lângă toate astea să ai bogății. Bogății, o casă, o mașină, etc., etc., dar prin muncă asiduă și după mulți ani de muncă. Și fără datorii. Asta înseamnă în esență adevărata bogăție. Și dacă ai parte de o persoană care vede totul din perspectiva banilor, dar este o persoană genul de materialist sau materialism, care i-a muncit ca să ajungă unde este, a muncit din greu și a făcut anumite sacrificii, dar te poți înțelege cu el sau cu ea ca om și vezi că este lângă tine, ține la ea. Chiar dacă vede totul din perspectiva banilor, dacă are și lucruri morale și emoționale bune, ține de la el sau la ea. Sigur te va ajuta, chiar dacă nu cu bani. Cam asta ar fi în esență. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un share și un subscribe pentru a fi la curent cu noutățile ce vor apărea. Iar noi ne vedem
data viitoare!